Da, se încheie meciul cu victoria logică a lui Tsonga, însă francezul a avut de alergat serios în primul set. Goffin a jucat bine în prima parte a meciului, apoi încetul cu încetul a început să greșească mai mult și forțat de un Tsonga foarte puternic, foarte agresiv, servind excelent. Spune-mi, un om care se simte foarte bine pe iarbă, Tsonga. Se simte foarte bine și aici la Queens. Succes așadar logic, pe deplin meritat. 7-6, 6-2 pentru Jo Wilfried Tsonga. Într-o oră și 22 de minute, Tsonga este calificat așadar în optimile de finală la Queens.